Ok, ca în fiecare an, Petexpo reprezintă un eveniment deosebit, un eveniment în care atât proprietarii de animale, cât și furnizorii de produse, hrană și medicamente veterinare reușesc să aducă un plus de valoare și să vină cu informații pentru fiecare dintre părți. Și în acest an am fost bucuros să discutăm cu foarte mulți clienți, să le explicăm despre noutățile în domeniul pe care l-am adus și suntem convinși că și în anii următori vom fi prezenți aici la Petexpo. Suntem la a patra participare la Petexpo și revenim de fiecare dată cu mare plăcere. Suntem foarte încântați că evenimentul crește de la un an la altul, iar clienții sunt foarte interesați de produse și informații despre animale de companie. A fost foarte multă lume și foarte mulți cățeluși, mai mulți decât în alți ani, mi s-a părut. Am participat la aproape toate edițiile de Petexpo și obiectivul a fost îndeplinit, să ajutăm proprietarii să scape de purici și căpușe. Ediție reușită a Petexpo în anul acesta. Am reușit să împrăștiem, dacă vreți, mesaje tuturor vizitatorilor. Am avut niște ghiduri practice și cu multe instrucțiuni, zicem noi, folositoare pentru crescătorii de câini și pisici, cu medicamente antiparazitare la dispoziția vizitatorilor și să sperăm că și anul va fi la fel de bine ca și anul. Vreau să vă spun că este un eveniment la care ne dorim să participăm începând cu anul acesta, în anii următori, să ne facem un abonament, să zicem, pentru că este într-adevăr o expoziție extraordinară la care vine foarte multă lume interesată de produse pentru animale. Vă felicit pentru organizare și vreau cu adevărat să participăm în continuare. Este extraordinar. Au fost foarte multe persoane interesate de produsele noastre la expoziție. De fapt, toată lumea ar trebui să fie interesată, numai că trebuie să ne cunoască, să intre în legătură cu noi și invităm pe toți să cunoască produsele Rainbow. Am încheiat câteva colaborări noi, ceea ce pentru noi este foarte important. Ne-am atins scopul, pot spune că ne-am atins scopul și pentru acest Petexpo și îmi doresc să ne vedem și la anul sau la următorul Petexpo care o să aibă loc. La expoziția de la Petexpo suntem la a patra participare, respectiv în al patrulea an, și rezultatele sunt anul ăsta, aș putea zice, peste așteptări. Adică scopul nostru principal este de promovarea produselor, nu vânzarea ca atare. Ăsta e scopul expozițiilor, efectiv de promovare. Și la numărul contactelor pe care le-am avut atât cu firme, cât și cu potențiali clienți direcți, respectiv clientul final, rezultatele, chiar dacă nu au apărut acum, sunt convins că o să apară. Deci rezultatele o să fie, sper, și din experiența care o avem, o să fie chiar foarte bună. A fost o ediție interesantă, foarte multă lume. Vineri n-am mai încet, dar s-a recuperat sâmbătă și duminică. Am avut foarte mare agitație. Multă lume cu câinii. E foarte interesant când vine lumea cu câinile și poți să-i dai niște sfaturi exact pentru animalul lor, nu pe ghicite. Am avut foarte multă lume la stand, foarte mulți copii pentru activitățile pe care le-am avut. Este un eveniment care a căpătat o mare amploare și cu siguranță că de la an la an evoluția lui este pozitivă. Pot să spun că din punctul nostru de vedere, ca reprezentanții ai acestei societăți, ne-am bucurat de o popularizare extraordinară la stand. În cadrul acestui eveniment, societatea noastră a beneficiat și de o ocazie extraordinară de a avea o întâlnire cu medicii veterinari. Eu presupun că a fost o reușită extraordinară. Cu siguranță, impactul este extrem de pozitiv, numărul vizitatorilor mult mai mare și de acest an și-a spus cuvântul, și ceea ce este îmbucurător este faptul că am observat că au fost și foarte mulți copii, ați prezentat jocuri interactive, animal și proprietar, și presupun că la anul evenimentul va avea un impact și mai bun.
bun și să ne bucurăm ca de fiecare dată de un eveniment care cu siguranță ne ajută pe noi ca să ne întâlnim, să socializăm și să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos. Vă mulțumim dumneavoastră că ați organizat un asemenea eveniment și care, repet, ne oferă posibilitatea de a ne întâlni, de a afla lucruri interesante și de a socializa și de a ne bucura împreună cu prietenii noștri necuvântători. Vă mulțumesc foarte mult! Da, suntem pentru a doua oară la PT Expo și suntem mulțumiți de organizare în primul rând și cred că și numărul celor vizitatorilor a fost mai mare anul ăsta și chiar și un interes mai deosebit pe anumite branduri am observat în mare și ce să vă zic, suntem chiar încântați și vom participa, vom fi în permanență la acest eveniment. Sperăm ca să fie tot așa de organizat, la fel de bine și poate și în alte locații, în alte și cu o altă perioadă e posibil. Am remarcat iar și vizitatori, de fapt expozanți, noi, asta înseamnă ceva pentru cel care a organizat, înseamnă că și-a făcut treaba bine, e foarte important, da. Părerea este excelentă, este una excelentă, o expoziție foarte reușită, este reușită, de plin reușită, obiectivele firmei noastre au fost în proporție de 80% spre 90% îndeplinite, contacte multiple, atât cu parteneri interni cât și cu parteneri externi și sperăm că la anul să fie mult mai bine. Vă mulțumesc! Da? Anul trecut am participat prima dată ca vizitator la PT Expo. Mi-am dorit foarte mult să fiu prezent anul ăsta cu stand. Anul viitor vreau să fiu prezent încă un importator. Deci ăsta este obiectivul care mi l-am propus pentru 2015. Încă un producător din Italia și să fiu prezent la dumneavoastră cu ambii. Noi vă mulțumim pentru oportunitatea de a ne face cunoscuți o zonă cât mai mare în România. Mulțumim! Anul acesta considerăm că obiectivul nostru este mult, mult peste cel de anul trecut. Prezența oamenilor și a iubitorilor de animale este deja, din punctul meu de vedere, mult ridicată față de anul trecut. În rând am luat un număr de distribuitori noi, distribuitori atât din București cât și din provincie. Ca target de public am lansat 10 modele noi de medalioane. Din punctul meu de vedere a fost o expoziție de succes anul acesta și voi reveni și anul viitor. Ediția de anul ăsta m-a bucurat foarte tare că am văzut că au venit și mai mulți clienți și mult mai mulți vizitatori decât anul trecut. Noi am fost prezenți și anul trecut. Ca prima impresie, sincer, a fost mai bine decât anul trecut. Asta pot să zic acum. Ediția de anul acesta a fost mult mai bună decât cea de anul trecut, în sensul că au fost mult mai mulți vizitatori. Foarte mulți clienți care doresc să-și deschidă saloane de cosmetică de animale sau chiar clinici veterinare cu care am putut sta de vorbă. Le-am prezentat produsele și au fost foarte interesați. Au semnat chiar și câteva contracte și suntem foarte mulțumiți. Ce părere am de pe textul de anul ăsta? Din ce în ce mai bine, mai mulți oameni interesați. Anul acesta pe Expo a fost mult mai animat față de anii anteriori, mult mai multă lume, am avut un succes mai bun, am reușit să promovăm produsul către nișa la care ne și adresăm, adică mâncarea premium pentru oameni care au cerințe mai mari la nutriția, față de nutriția animalelor. Ne bucurăm că am fost aici și cu siguranță la anul vom fi din nou, probabil cu un stand mai mare și cu un marketing și cu o dinamică noastră mai bună. Ne venim foarte frumos pentru animale. Obiectivul nostru era să interacționăm cu clienții noștri cât mai mult și să le oferim produsele noi care au adus pe piață, să le arătăm tot portofoliu. Știam că în același timp o să vină și clienți în sensul de pet shop-uri sau oameni cabinete veterinare și la fel, noi trebuie să întreținem o relație destul de bună cu ei, să cunoască și să ne cunoască și tot portofoliul ca să poată să comande după aia.
Mă bucur foarte mult că nu a plouat anul acesta și au venit câți vizitatori ne așteptam să vină. Pentru că, după prognozele meteo, în fiecare zi ne gândeam că vom sta aici și vom aștepta vizitatori. Dar vizitatorii au fost, ne bucurăm. Sperăm că am reușit să onorăm cât mai multe cereri de comandă. Au fost și oameni care nu au putut să aștepte pentru o comandă online. Dar asta este. Oferta este limitată doar pentru aici. Din punctul nostru de vedere a fost bine, dar vom trage linie peste câteva zile. Deci ne-am îndeplinit un obiectiv de imagine. Am o părere foarte bună despre ceea ce faceți aici. În sensul că mie mi se pare că educați piața, ajutați oamenii cu animale să cunoască mai multe despre domeniul acesta și despre produsele care sunt în piață. Pentru cei care vin și expun, este un avantaj foarte mare pentru că au de-a face cu cerințele oamenilor, își pot prezenta marfa. Este business to business, iar este în regulă pentru că vin pet shop-urile și văd practic toată gama de produse. Este și un moment foarte bun de socializare între diversi furnizori, competitori, se pot face schimburi comerciale. Una peste alta, vă felicit pentru evenimentul pe care l-ați făcut. Anul ăsta a fost o ediție foarte reușită, mai bine ca anul trecut. Au fost mai mulți vizitatori. Țintele noastre au fost îndeplinite, ne-am făcut cunoscuți. A mers foarte bine, foarte, foarte bine și ne vedem la anul. Anul ăsta a fost ceva mai bine, au fost foarte mulți clienți, am fost apreciați. Ok, deci Pet Expo pentru noi este un must have în fiecare an. Suntem nelipsiți încă de la prima ediție. Parteneriatul nostru cu organizatorul și cu acest eveniment este foarte strâns și vă așteptăm pe toți alături de noi, de Ringstar Club, Dresaj Canin și Pet Hotel. Noi suntem însărcinați în fiecare an cu evenimentele din cadrul Pet Expo, care sunt un succes, bineînțeles. Deci, ultimile ediții au depășit așteptările noastre ca număr de vizitatori și ca impact în piață pe care l-am avut în urma acestor evenimente și o să participăm cu siguranță și în continuare.